Bun găsit, fraților! Începe o săptămână dificilă pentru noi toți, o săptămână care a debutat cu o grevă în sistemul de învățământ, ceea ce nu se întâmplă chiar la fiecare start, la fiecare zi de luni a anului sau la fiecare zi de luni a unei, a unui anotimp, a unui trimestru. Noi, în general, eram obișnuiți cu o anumită doză de confort. Dacă exceptăm partea asta materială, că să spune așa, în linii general, că în general românul o duce prost financiar, salariile sunt mici, puterea de cumpărare îl împiedică pe acesta să aibă un trai decent, dar dincolo de probleme financiare, în general românul trăiește într-o zonă de asta de confort pe care nu o merită, aproape tot timpul vieții. De asta spun că odată, având în vedere astfel de probleme, ar trebui și noi să deschidem ochii și să fim mai concentrați la ce se întâmplă în lume și un pic mai disponibil așa pentru discuții reale. Ceea ce privește clasa politică, e normal ca pentru ei să nu fie niciodată momentul potrivit atunci când vine vorba de o grevă. Clasa politică nu încearcă decât să tragă de timp, atâta timp cât este în exercițiu, da? Și aici asigur că repetiția este obligatorie. Pentru ei să treacă timpul, să nu se întâmple nimic și să iasă banul. Evident că nu există un moment propice unei greve. Ăsta este primul subiect pe care vrem să-l alertăm aici, să-l aducem în discuție. În vedere că suntem, avem un dezavantaj, vreau să spun din capul locului, față de alți comentatori pe această temă. Având în vedere că publicul nostru e unul mai răsărit decât al altora, nouă ni se înghit mai puține. Cu cât vorbești mai mult la o televiziune săracă cu duhul, cu atât ai mai multe șanse ca lumea să te priceapă. La noi e invers. Da? Aici nu prea poți să emiți niște judecăți de valoare de o tâmpenie absolută. Să vor recunoaște cei care fac asta în fiecare seară, pentru că publicul nostru te taxează altfel. Eu am mai avut astfel de discuții curajoase, pline de evlavie și de cucernicie în spațiu public și mi s-a dat peste bot, sigur, de către deontologi, comparând publicul televiziunilor, pretinzând că alții au acest avantaj, acest noroc că se adresează unui public debil. Și atunci pot să spună la televizor orice tâmpenie, pentru că publicul respectiv este capabil să înghită absolut orice. De altfel, light motivul că dezbăteam săptămâna trecută al televiziunilor de știri, ăsta și este. Trebuie să-i dai publicului ce înțelege el, nu ce vrei tu să emiți ca judecată de valoare sau nu adevărul neapărat formulat într-o modalitate dificil de accesat de către public. Publicul vrea să audă exact ceea ce gândește el și atunci ești într-adevăr pe linia de plutire și poți să-ți exersezi meseria. Dar din punctul nostru de vedere lucrurile stau exact pe dos. Și atunci e bine să spunem lucrurile clar, răspicat, așa cum stau. Deci unul la mână, nu există moment prielnic pentru o grevă. Da? Întotdeauna politicienii vor spune, bă, s-a întâmplat să facă ea grevă exact în momentul nepotrivit. Familiile, în cazul ăsta, părinții sunt în aceeași situație, pentru că trăind în confortul ăsta pe care încercam să-l explicăm mai devreme, nu se simt niciodată pregătite pentru nimic. Indiferent când va veni un astfel de moment, ei vor spune, a, păi chiar acum s-a întâmplat. Vă reamintesc că așa este și în cazul stării de sănătate a unui om. Da? Întotdeauna când se îmbolnăvește cineva într-o familie, unul dintre membrii o să spună, bă, și-a picat fix în cel mai nepotrivit moment. Pentru că, în realitate, nu există un moment pentru care tu să fii pregătit. Doi la mână. Era normal ca această grevă, așa cum e ea, să se declanșeze într-un moment critic, în cazul ăsta sfârșitul de an, examenile care urmează, pentru că altfel negocierile ar fi trenat inutil. Și până la urmă tot s-ar fi ajuns într-un moment cheie, întrucât politicul, în cazul ăsta, Ministerul Muncii, autoritățile, Guvernul României, n-ar fi acționat imediat, știind că există o supapă dintre asta și că își pot permite să tărăgăneze discuțiile, băgându-i cumva pe profesori într-o stare de asta de șah etern. Numai că negocierile au debutat de data asta mai repede, mișcarea sindicalistă sigur știa că este pe poziție de forță, chiar dacă ea are o experiență limitată în România. Am citit, spunea
Pârvulescu ăla, că sindicaliștii la noi au o relație de asta istorică cu Partidul Social Democrat. Păi e normal, pentru că și unii și alții se tem de realități. PSD-ul n-a existat niciodată în politica românească decât așa ca o umbră, da, ca un efemer dintre ăsta, ca un fel de piază rea. Da? N-a avut niciodată o influență alta decât personală în viața românilor, iar sindicaliștii sigur că au încercat să se găsească întâi pe ei și apoi să le rezolve oamenilor problemele. Dar au văzut și din experiența altor popoare europene că o grevă se face într-un moment critic pentru a avea succes și pentru a intra la negocieri mai repede. Ama, probabil că această grevă nu va dura la veșnicie. Ea nu pare să fi plecat pe termen lung. Eu nu împărtășesc aici ideea pe care o spun unii, domnule, și ce se va întâmpla dacă nu se mai întorc profesorii la școală niciodată, dacă se îngheață anul școlar. Evident că aceste ipoteze nu sunt de luat în calcul în niciun fel. În primul rând pentru că nici profesorii nu au experiența unei greve dusă până la capăt. În România, care este un popor de mămăligari din toate punctele de vedere, așa ceva nu există. Curajul, caracterul, demnitatea, solidaritatea, da, cinstea, onoarea. Și aici e nevoie, sigur, și de o doză de voință. Astea nu există la noi. Deci în România toate apelativele astea sunt inexistente. Pe ele le găsești doar în dicționar, nici nu ar trebui să fie folosite în viața de zi cu zi, pentru că nu ne sunt reprezentative. Fiecare își vede doar de bucățica lui, suntem un neam de supraviețuitor și atât. Dar în ceea ce privește o grevă de semnificația ăsteia, că nu putem să vorbim de dimensiuni, semnificația acestei greve, dar ea este una extrem de importantă, pentru că încă o dată este o breaslă dezamăgită, o breaslă hărțuită, o breaslă trimisă undeva în colțișorul istoriei post-decembriste, de care niciodată nu s-a ținut cu adevărat cont și care n-a putut să progreseze pentru că nici n-a avut foarte multe avantaje. Într-adevăr, astăzi rămâi în învățământ doar dacă n-ai alte opțiuni. Poți să rămâi în învățământ și din comoditate sau din superficialitate sau pur și simplu că nu ești bun de nimic și atunci nu mai poți să faci pasul mai departe. Dar să rămâi în învățământ pentru că ești extrem de bine dotat în domeniu, extrem de talentat, că ai o vocație peste medie, sunt cazuri totuși puține. Asta nu înseamnă că, încă o dată, noi nu trebuie să-i susținem pe profesori, dimpotrivă. Pentru că numai așa vom putea avea peste timp oameni care ar putea să îmbrace această haină din pasiune. E tot mai greu, sigur, pentru că timpul nu se mai repetă pe sine însuși. Nu mai trăim vremurile alea în care învățământul era într-adevăr un statut. Ajungeai profesor, erai cineva. Astăzi lumea gândește mult mai experimental, pe termen scurt de obicei și fără ideea asta de sacrificiu. Ea totuși exista la o anumită latitudine în gena românului pe timpuri. A te sacrifica pentru familie măcar, a te sacrifica pentru cei din jurul tău, sigur nu pentru neam, nu pentru planetă. Dar un sacrificiu de ăsta zonal, local, exista. Astăzi și astea sunt lucruri care nu mai există pentru că termenii au dispărut. Superficialitatea limbajului nu-ți mai permite să accesezi astfel de termeni. Te exprimi atât de prost încât nici nu mai ajungi la astfel de cuvinte. Chiar dacă le-ai folosit, tot n-ai înțelege nimic din ele. Și atunci ne îndepărtăm practic de esență pentru că nu știm să o formulăm. Este și asta o problemă de proximitate extraordinară pentru neamul românesc, a devenit atât de tâmpit încât pur și simplu în zodia asta a lui de cuvinte nu reușește să se exprime cu adevărat. Nu reușește să intre în idei. Și atunci rămânem la cuvintele simple și la atitudinile simple. A fi profesor în România ziua de astăzi este ne la locul lui. Sigur că pe undeva asta a făcut jocul guvernanților, că erau așa de tolomaci încât nici nu vreau să audă de îmbârligăturile textuale ale istoriei învățământului românesc. Și atunci, sigur că se complăceau în ceea ce știau să facă, furtișagurile pe termen scurt. Dacă ar fi existat o lege a învățământului, o lege chiar a salarizării în învățământ, nu mai ajungeam la momentul de față să-i vedem pe Ciolacu, pe Budăi, pe Ciucă și pe ăștia cu fețele lor care n-au nimic modern în ele, n-au nimic explicativ. Sunt niște fețe de pe vremea lui Gopo,
da? De pe vremea Urzicăi, de pe vremea cuvintelor încrucișate care se rezolvau în trenurile personale de 50-60 de kilometri, când România mai avea căi ferate, desigur. Deci o problemă de asta ancorată în timp. Nu mai suntem actuali în nicio privință. Și astăzi, dacă nu-ți convine în învățământ, te duci în video chat. Am văzut că circula pe internet o știre, sigur, ea nu a fost reprodusă textual de marile televiziuni, dar ea circula, este un sâmbure de adevăr acolo, că undeva în jur de 400.000 de oameni ar lucra în România în industria videochatului, asta însemnând cam cu 170.000 mai mult decât în învățământ. Cifrele, sigur, sunt înfiorătoare, dar conțin probabil foarte mult adevăr. Videochatul este un termen și în același timp o meserie a momentului, pe când învățământul este într-o continuă paragină. Cu adevărat, nimeni nu mai are nevoie să învețe sau să învețe de la cineva. Și atunci, chiar dacă, să știți, pare ciudat, vă înșelați și de data asta. Iar dreptate avem tot noi, așa cum s-a întâmplat de cele mai multe ori. Învățământul riscă să dispară într-o societate cum este asta a noastră, nu numai a noastră. Învățământul a dispărut, dacă vreți să știți așa, numai că nu există niște statistici încoate preluate oficial, în cel puțin jumătate din planetă. Nu mai există învățământul ăla prin care, într-adevăr, era așa ca o regulă, cumva, că tu te duceai într-o instituție, acolo erau niște oameni mai învățați decât tine, care la rândul lor, printr-o ștafetă invizibilă, ca ștafeta aia nevăzută a lui Paul Everac, transmiteau câte ceva. Adică tu te duceai ca la un tonomat de informații și veneai un pic mai informat acasă, un pic mai destulat de cunoștințe. În ziua de astăzi așa ceva nu mai există, pentru că omul își ia informația de pe telefon, de pe tabletă, din gura lumii, din zvonuri, din rețele de socializare, care încet, încet, oricât ar putea să pară de bizar, da? Toate aceste instrumente înlocuiesc școala. Că-ți convine că nu, când n-ai semănat nimic, cum este statul român, guvernele României, instituțiile în general din România, n-au semănat nimic, la un moment dat nu mai ai ce să culegi. Deci, norocul nostru că a venit internetul. Pentru că dacă nici ăsta nu exista, noi oricum în învățământ nu făceam progrese, pentru că era de furat câte ceva. Și cu siguranță că era tot timpul ceva de furat, până să se apuce ai noștri cu adevărat de treabă. Dar cine să se apuce de treabă? PSD-ul? Păi în PSD nu are nimeni mai bine de 10 clase absolvite pe bune, de când există acest partid. Da? Acum Năstase că a făcut el... Da, 10 clase are pe bune, dacă stai să-l iei la bani mărunți. Deci acolo n-am avut niciodată o minte dintre asta. Dați-mi și mie exemplu de o minte luminată în Partidul Social Democrat de 35 de ani. Nu există niciun om să spună, bă, ăla era sclipitor. Cine? Mircea Joană? Nu, cine era sclipitor? Da? Ăla care numărase pepeni în copilărie la Dăbuleni. Nu era nimeni, bă. Deci în condițiile în care absolut niciun om nu are această viziune să spună, bă, tată, eu vreau să construiesc ceva în domeniul meu pentru următorii 30-40 de ani. Cine a gândit așa la noi, mă? Toți făceau pe termen scurt, da, să tragă de timp de pe o zi pe alta, să vadă ce mai este de furat. Iată rezultatele în momentul de față. Nu se mai bagă nimeni. Astăzi, ca să nimerești un profesor de calitate, trebuie să îndeplinească cel puțin două condiții, fraza asta. Să fii tu suficient de credul și, doi, la mână să se întâmple un miracol. Deci a treia ipoteză nu există. Ori te mulțumești tu, a, păi e bun profesorul. Ce profesor are la chimie al tău? E, unul e ok. Ce înseamnă ok, dobitocule? Da? Atâta știi să spui, e ok? Asta e un termen pe care îl rulezi în 150 de secvențe pe zi, dar nu poate să aibă aceeași conotație în fiecare frază. Tu spui asta la orice. Pâinea e ok, șaorma e ok, deplasarea în vacanță în Grecia e ok, profesorul de chimie e ok, apa caldă e ok, da? Faptul că ai găsit o gagică la benzinărie e ok, balonașele lui ăla sunt ok, nu-i nimic ok în realitate, ești tu un superficial. Iar miracolul, încă o dată, nu ne privește pe toți. Bă, se poate întâmpla în anumite zone, să spună, mă, într-adevăr, au pe unul. Sau a venit unul din Noua Zeelandă și predă la fiică mea la școală, la Reșița.
Și ăla, într-adevăr, e un aborigen de ăsta care a venit, e pasionat extraordinar de lucru manual. Și predă lucru manual, el fiind din Christchurch, din Noua Zeelandă, predă lucru manual la Reșița. E un miracol. Dar asta n-are, de asta n-are parte oricine. Tu dacă te duci în sectorul 5, la tine la matematică e unul care a absolvit cu 4-50. Ce matematică să înveți de la dobitocul ăla? Ăla a ajuns în învățământ ca să nu se ducă să fure, bă. Deci există și astfel de situații. Dar încă o dată, vina este a celor care și-au imaginat acest sistem. Pe vremea noastră nu era așa. Pentru că atunci în învățământ, într-un centru de ăsta universitar sau într-un liceu cât de cât important, n-ajungeau de ăștia. Nici nu exista această posibilitate. Ăla era ultimul profesor la țară, suplinitor eventual, până când își revenea dascălul principal. Deci nu existau astfel de oameni. De ce? Pentru că era un sistem bine pus la punct, pentru că era statutul de care vorbeam, pentru că era o atracție, pentru că meseria respectivă știa să fie cultivată cumva în spațiu public și general. Astăzi toate lucrurile astea lipsesc. Nu mai cultivă nimeni. Astăzi te duci la video chat, dacă ești frumușică. Nu te mai apuci să predai geografie la școală. Mai sunt excepții. Profesoara aia de japoneză înjunghiată de ăla, de exemplu, la Colegiul Național Ion Creangă. Era o profesoară de japoneză de 25-26 de ani. Cred că era un miracol. Dar acolo, până la urmă, chiar a fost un miracol că fata a scăpat cu viață după acel atac. În fine, deci este o lungă problemă care sper să nu se rezolve niciodată la modul în care rezolvăm noi problemele. Da? Mai bine să fie un impas etern decât să răsuflăm ușurați că reușim să-i trimitem pe copii să se ducă la școală ca să nu facă nimic. Da? Pentru că astea se întorc împotriva celor care cred că lejeritatea vieții trece pe aici. Da? Părinții sunt disperați că nu mai știu unde să-și trimită copiii. Atunci să nu mai facă. Da? Să nu-i mai facă pe copii și să-și vadă de viețile lor simple și meschine, dacă n-au unde să-i trimită. Învățământul nu este despre unde să te duci și de unde să vii. Este mult mai mult decât atât. Avem o imagine de la Festivalul de Film de la Cannes, ca să trecem în actualitatea internațională, cu o doamnă îmbrăcată în culorile steagului ucrainean, un steag pe care nu-l cunoștea nimeni în Occident și poate nici măcar în altă parte, în afară de Comunitatea Statelor Independente. Acum aproape toți știm care sunt culorile steagului ucrainean, măcar am învățat și noi ceva din războiul ăsta. Fata s-a stropit cu vopsea roșie, deci mai degrabă apare în culorile noastre decât în culorile Ucrainei, pe covorul roșu de la Cannes. Este o atitudine simbolică, nătângă, sigur, a societății, o politizare a unui eveniment care nu schimbă cu nimic sensul vieții. Lumea nu se va opri din mersul ei pentru că noi încercăm să politizăm una sau alta. Da. Astăzi nu mai există practic festival, nu mai există eveniment unde să nu se întâmple ceva de tipul ăsta. Ca să se atragă atenția că ce legătură are filmul cu războiul? Explicați-mi, ce legătură are fotbalul cu rasismul? Da, n-au nicio legătură. Astea sunt doar niște mesaje pe care ne vedem siliți din pupincurism să le trimitem mai departe. Când de fapt, după aia noi spunem în linii generale că este o eroare să amestecăm unele cu altele. Filmul trebuie să fie despre film, sportul despre sport. Da? Cei care se ocupă de lucrurile astea să aibă ordinea lor acolo. Că nu este necesar să intrăm cu una într-alta ca să credem că suntem mai deștepți. Vladimir Putin a anunțat... Avem aici o imagine cu luptătorii lui, mercenarii din grupul Wagner, că lupta pentru Bahmut s-a terminat, sigur că este un anunț fals, ăsta de tip RTV, mulțumindu-le celor care s-au bătut acolo, în primul rând că Bahmutul, chiar dacă ni se spunea că este un punct esențial al acestui război, nu reprezintă finalmente nimic, da? Nu s-a câștigat războiul, nu s-a pierdut la Bahmut, nu vom ști niciodată, de fapt, realitatea de acolo, sau niciodată, însemnând încă vreo 1500 de ani. Ok? Unii au comparat Bahmutul cu Berlinul. De exemplu, partea rusească a problemei a zis, dom'le, căderea Bahmutului este ca atunci când a căzut Berlinul, adică atunci când armata rusă a intrat peste Hitler, de exemplu, în 1945. Da, ucrainenii au zis că Bahmutul a căzut, dar oricum n-a mai rămas nimic din el. După aia a spus că n-a căzut. După aia a spus că se pregătesc totuși să revină asupra
evenimentelor, așa cum au mai fost situații când același Vladimir Putin a anunțat că zona Lugansk, Donetsk va fi ruso-sovietică pentru eternitate. Și asta a durat 24 de ore. După care ucrainenii au intrat peste ei și i-au împins de acolo. Deci sunt date confuze într-o lume mincinoasă, o lume unde informația falsă, într-adevăr, face obiectul tuturor atențiilor. Da. Suntem bolnavi de atâta informație falsă. Am demonstrat-o foarte clar și în pandemie. Nu se schimbă nimic din punctul ăsta de vedere. Limuzina patriarhului Kiril al Rusiei, o imagine care a circulat pe rețele și pe la televiziuni, implicată într-un accident violent în centrul Moscovei, din păcate, patriarhul n-a pățit nimic. Asta este știrea de fapt, nu că a fost implicată mașina, ea avea doar o doză de senzațional, la noi nu, că noi nu urmărim asta, deci patriarhul n-a pățit nimic, știrea este despre patriar proștilor, nu despre mașină. Da? Iată încă o dovadă că și atunci când pretinzi că lucrezi la o televiziune de informare, nu o televiziune de dezinformare, tot un idiot ești. Deci aici trebuie să le atragem atenția tuturor colegilor care lucrează în presă că atunci când prezinți o astfel de știre, ea nu este despre mașină. Că, de exemplu, atunci când se sparge o pungă pe stradă, da? Și din cauza exploziei respective mor câțiva oameni, știrea nu este despre pungă. Chiar dacă punga este cea care a explodat, ci despre oameni. Deci mă interesează că mașina patriarhului a suferit niște avarii. Tot dai asta doar ca să creeze o vâlvă, pentru că în interior nu există nicio știre. Singura știre în cazul ăsta era dacă patriarhul ar fi mierlit-o sau dacă starea sănătății lui era critică. Atunci era o știre, da. Mașina a explodat, dar patriarhul era, da? Sau cineva din anturajul lui, sau s-a întâmplat ceva. Nu că mașina a fost avariată, că asta nu mai contează. Asta ar fi fost o știre dacă era singura mașină de pe lume și el mai putea fi reparată și de aici înainte nu mai sunt mașini. Era o știre. Vedeți ce proști pregătiți sunt colegii noștri? Aici sunt două. Ori e doar ideea să păcălești pentru 30 de secunde, că după ce au trecut cele 30 de secunde, boul care se uită la tine înțelege că știrea asta n-are niciun subiect. Da? Deci ori încerci să păcălești, ori pur și simplu nu te pricepi la știri. Asta vreau să arătăm prin această informație, că nu se face presă. Și în România și în alte țări. Nu contează că mașina aia a fost avariată dacă n-a pățit nimeni nimic. Da? Ca să ne înțelegem foarte clar, că nu va reține lumea și nu va apărea în catastiful istoriei peste ani că i s-a avariat mașina lui Kiril. Că doar Kiril nu trăiește dintr-o soldă de aia de 80 de lei să-și drămuiască bănuții, să spună, Ana, fii atent că acum mi s-a prăpădit mașina, nu o să mai pot să umblu decât pe jos sau cu taxiul. Hai că luăm bobul. Luăm bobul și revenim. Fraților, Organizația Mondială a Sănătății Animale, OMSA, ne sfătuiește că ar fi bine să ne vaccinăm păsările în perspectiva unei gripe aviare pandemice, unei gripe aviare care să ne stârpească, practic, definitiv rațele, găinile, gâștele și fazanii, până la urmă. Guvernele ar trebui să ia în considerare vaccinarea păsărilor, atenție că nu-i glumă, un vaccin pentru păsări ar putea să-i trimită pe oameni cu gândul la ultima vaccinare, care n-a fost neapărat un eșec colosal, dar nici o victorie peste tot pe planetă, întrucât oamenii fiind informați din surse neclare, până la urmă am intrat la bănuieli și atunci când prostia este multă, e ușor să-l convingi pe prost că are dreptate. Și de acolo confuzia, vă reamintesc că pandemia de coronavirus COVID-19, ăsta a făcut, conform OMS-ului, 20 de milioane de victime pe planetă din cauza dezinformării. Da. Singurul virus acolo a fost al dezinformării, pentru că orice cetățean informat nu risca nimic în pandemie. Numai că sursele de informare fiind variate și nefiabile, s-a ajuns la această tragedie. Putea fi și mai rău. Noi speram la un moment dat că va fi mai rău. Dar până la urmă 20 de milioane totuși de neinstruiți s-au prăpădit. E bine, să vedem cum o să trecem de această nouă pildă, pentru că gripe aviare au tot fost, dar la un moment dat este posibil să vină una teribilă. De exemplu, am citit o știre care nu are neapărat legătură cu asta,
că în Europa au murit în ultimul an 20 de milioane de păsări, nu numai din probleme de tipul ăsta. Probleme neclare, ca poluarea, de exemplu, ca diminuarea habitatului și așa mai departe, tot felul de prostii de-astea. Totuși 20 de milioane, comparativ cu alte continente unde numărul, da, păsărilor dispărute a fost mic, de 10 ori mai mic decât în Europa. Deocamdată autoritățile bătrânului continent n-au o explicație, pentru că nu s-a mai întâmplat așa ceva de mult timp. Este totuși un imens semnal de alarmă, pentru că vă reamintesc că dacă dispar păsările, nu mai există nici ființe umane. Da? Și cum se spunea la un moment dat, că dacă n-ar fi fost albinele, nici omul nu putea să trăiască, așa se întâmplă și cu păsările. Imaginați-vă o lume fără păsări. Păi, în primul rând, că în câteva luni n-ai mai putea să scoți capul decât ca la stup. Adică să ai un fel de plasă din aia pe față, și din când în când așa să intri într-un aparat de ăla cum au japonezii pe stradă, să respiri un pic de oxigen. Pentru că altfel n-ai mai putea să trăiești. Numai câte insecte n-ar mai putea fi prinse de nimeni, că doar nu o să ne punem pe mâna autorităților. Vedeți pe Nicușor Dan, la care n-a rezolvat probleme de apă caldă și de căldură în București, stârpind insectele. Niciodată. Deci ar fi praf. Da, plus toți copacii care s-ar distruge cu asta. Deci fără păsări nu se poate. Asta zic și aici cu acest vaccin, care nu e simplu. Imaginați-vă prostul nostru care se uită la televizor și care aude așa ceva. A devenit o chestiune serioasă. Să-ți vaccinezi găina în fund, sau gâsca, sau fazanul. Face fazanul. Probabil că tocmai din motivul ăsta. Purumbei, toți ăștia. Păi bă, ar mai mânca românul. Ar veni ciutacul la televizor și le-ar spune țăranilor, dacă vă vaccinați găinile, ouăle alea o să conțină niște chipuri, da? Și toți amărâții ăia 375 de mii care se uită la el în fiecare seară vor avea datele biometrice la dispoziția autorităților din Rusia, China, Statele Unite, că ăia sunt toți anti-americani. Așa? Și în general toate puterilor ăsta din vest. Păi gata, nu mai mănâncă nimeni niciun ou. Ăia într-adevăr sunt convinși într-o emisiune din aia de 3 ore 50 cu reclame rotund 5-6 ore, da, să nu mai mănânce niciodată pasăre. Pentru că în urma acestor vaccinuri, că vor veni ei cu niște explicații, le dă ce ne au așa de ochii lumii 2-3 amenzi, da, ăștia vor continua că au ei informații, că niciodată n-au avut nicio informație. În România nici nu există de altfel informații. Sunt doar niște chestii preluate, așa, și după aia despici un pic firul în patru, spui niște idioțenii, nu există nicio informație la noi. De unde să aibă ăia de la RTV informații? Dacă le-ar avea, ei le-am avea și noi. Și nu există, bineînțeles. Și vor veni să vă păcălească cu tâmpenile astea, cum gata, canarii, papagalii din colivii. Toate păsările, tată, vor trebui vaccinate, pentru că altfel vor pieri. Și ni se va spune, niciodată, tată, Dumnezeu n-a vrut ca păsări. Și iar o să reluăm toate alea, aceleași tâmpenii. Deci de asta vrem să atragem atenția, că dacă vine o pandemie printre păsări, am mierlit-o și noi. Plus că foarte mulți oameni se vor duce odată cu păsările lor. Unii dintre ei sunt legați pe viață de păsăretul ăsta. Alții trăiesc din asta. Și nu numai columbofilii. Da. Cum era Nelu Barbu, săracul. Da. Toți ăștia care se ocupă cu așa ceva. Bun, noi să vedem mai departe. Am simțit un miros în camera de hotel. Doi critici al lui Vladimir Putin otrăviți la Berlin. Nu e ca și cum ar fi fost otrăviți în Tasmania. Au fost otrăviți la Berlin, de să poate încadra. Poliția germană investighează. Mie mi-a fost frică atunci când am văzut știrea asta să nu fi căzut și de la fereastră amândoi în timp ce mirosea urât. Știi că lucrurile astea nu știu cum să leagă la ei. Dintr-o dată simți un miros în odaie. Da? Cum zicea Mirabela Daur cu odaia aia. Dai să miroși și atunci totdeauna tendința nu e asta. Când ești prost grămadă, nu? Tendința este să te duci spre fereastră. Fie să deschizi geamul ca să vină un alt tip de aer, fie să-l închizi. Nu? Ei bine, dacă te apropii de fereastră și ești contemporan cu Vladimir Putin, asta e. Da? Deci la asta m-am gândit. Poliția germană nu este o poliție fiabilă. Doi la mână, este o poliție a timpurilor noastre. N-aș mai intra în amănunte, că asta sună perfect. De poliția timpurilor noastre.
Bine, a lansat o anchetă privind presupusa otrăvire a unor personalități din opoziția rusă la Berlin. Ce este stupefiant aici? Adică ce ar vrea să facă serviciile alea de secrete ruse? Da? MI5-ul lor, de exemplu, ce ar trebui să facă? Bineînțeles că au și astfel de acțiuni. După aia este MI6-ul ăla, care are să ocupă cu relațiile internaționale. Deci așa are și Putin, oamenii lui, nu-i nimic surprinzător. Încă o dată, mirosul ca mirosul, dar să nu cadă de la fereastră. Explozia de la Khmelnytskyi n-a fost nucleară și nu există indicii că plutește un nor radioactiv deasupra Europei, ne spune Mediafax. Vedem aici în imagine niște explicații, 2023 The Sun și respectiv 2020 Beirut din Sky News. În fine, de aici și până la a fi trimis la pastila de iod, nu-i cale foarte lungă, fraților. De asta ne e frică nouă, să nu apară ăia trei cu gecile, să ne trimită direct la pastila de iod, atunci se vede tragedie. Adunare pro-europeană la Chișinău, Europa este Republica Moldova, iar Republica Moldova este Europa, sunt cuvinte spuse la cald. La Chișinău, Europa nu are nicio legătură cu Republica Moldova. Republica Moldova și-ar dori să intre în Europa, în Uniunea Europeană, până prin 2030. Ăsta e un orizont, cum ne-am formulat și noi câteva. Exemplul ăla cu moneda euro. Dar acolo lumea nu știe dacă e bine sau e rău. Dacă te uiți la televizor, auzi că mai bine să nu intri la euro. Dacă întrebi pe stradă, lumea nici nu știe despre ce-i vorba, iar politicienii nu sunt preocupați. Deși România, atunci când a intrat în Uniunea Europeană, în 2007, a semnat prin acel angajament și faptul că se obligă să preia moneda unică europeană într-un orizont de așteptare limitat totuși, adică nu până în pânzele albe sau până la Paștele Cailor. Lucru care, iată, nu s-a realizat. Din 2007 și până acum, da, sunt 16 ani. Nu avem nici măcar un termen de ăsta larg apropo de euro. Deci înseamnă că încă o dată, societatea românească nu și-a făcut datoria. Este un eșec colosal. În primul rând că atunci când te angajezi la ceva, ar trebui să și dai socoteală. Republica Moldova este încă și mai rău decât România. Nu are absolut niciun orizont în nimic. Dacă ea va intra vreodată într-o instituție de tipul ăsta, este numai din milă. N-are nevoie Europa de Republica Moldova cum n-are nevoie spațiu Schengen de România. Adică astea sunt niște lucruri care se fac doar așa, dintr-o amabilitate de asta care după aia se întoarce împotriva ta. Poți să fii amabil cu cineva, cum ni se întâmplă tuturor, dar după aia regreți. După aia vezi că lucrurile ar fi fost mai bine dacă spuneai verde în față ce aveai de spus. Nici aici nu trebuie să ne ascundem după Cireș, vorba noului campion al României, că nu ne ajută cu nimic. Ce să caute Republica Moldova în Uniunea Europeană? Păi în Uniunea Europeană nu sunt țări care aveau ce să caute acolo. Norvegia, de exemplu, Elveția, da, Marea Britanie, care tocmai a ieșit, dar n-are importanță de ce, Islanda și așa mai departe, chiar câteva țări din fosta Iugoslavie. Ce să caute Republica Moldova? Deci, încă o dată, nu este pe niște criterii clare. Pentru că dacă ar fi să stea la coadă, Republica Moldova n-ar ajunge niciodată, nu e. Poate doar la alte criterii. De la Eurovision până la videochat, calea este însă lungă. Bun, mergem mai departe, fraților. Giorgia Meloni în cizme, puteam să o vedem și în izmene, dar fiind condițiile de așa natură în nord-estul Italiei, madama s-a grăbit. Ea a revenit de la summitul G7 ca Tudorel Toader pe vremuri, care atunci când oamenii lui Liviu Dragnea voiau să-i taie capul acasă, el mirosea cireș prin Japonia. E bine, așa făcea și madama Meloni, că de asta a ajuns la putere. Ea n-a rezolvat nimic din tot ce le-a promis italienilor care au votat-o ca fraierii. Da? Nimic din problemele de imigrație, absolut nimic. E bine, era plecată în Japonia să taie frunze în coată de cireș la câini, s-a întors repede la cizmele de cauciuc, a văzut și ea că așa se face. Ce să facă un premier în fața stinghiilor naturii? Să uită ca bou, nu face nimic. Fontana di Trevi la Roma, colorată în negru de activiștii pentru climă, țara noastră este pe moarte, las că vă dă Lavrov.
încă o dată cu clima. Sigur că astea sunt niște copilării. Da? Nu la modul oficial. La modul oficial cu toții suntem îngrijorați de ce se întâmplă cu planeta, de temperaturile astea care vedeți că tot cresc, de o lume meteorologic haotică în ultima perioadă, de dramele astea care sunt tot mai numeroase. În realitate noi nu facem nimic și nici nu ne interesează nici măcar cât negru sub unghie. Duceți-vă în Rusia, de exemplu, și spuneți-le ălora prin Siberia, da, că o să vină o temperatură cu 4 grade mai mare până la sfârșitul acestui secol. Că am văzut la un moment dat în actualitatea internațională că asta se discuta. Ce o să mai rămână din planeta asta, din planețica asta amărâtă, că nici nu o găsești în univers dacă o cauți, ca și cum l-ai trimite pe premierul Ciucă să-ți caute Swaziland pe harta lumii. Păi n-ar găsi o bătată până s-ar termina mandatul și lui și toate neamurilor lui Petrică Daia. Dar fix așa e cu planeta noastră în univers. Deci n-ai găsi-o niciodată, nu ți-ar ajunge o viață. Și facem atâta circ, să zici că suntem buricul. Păi, trește temperatura până la sfârșitul secolului cu 4 grade. Păi și ne dă ăla 500 de milioane de Kelvin, sau nu știu când ne-a promis Lavrov, în 24 de ore și s-a terminat. Bombardează Zaporojie, de exemplu, un ruznac de la mai dibaci, ne-a închis Europa pentru 500 de milioane de ani. Noi stăm cu 4 grade Celsius, da, până la sfârșitul secolului, noi fiind în 2023. Pe care sfârșit de secol, bă? Ăla de peste 77 de ani? Sau care? Că n-am înțeles aici. Deci, încă o dată, sigur că politic este corect, political correctul ăsta, da, să spui că ești îngrijorat, că ne interesează cu clima, da, în realitate nu face nimeni nimic, bă. Asta e ca aia cu porcul, când te duceai la țară și aia făceau, după cum știau ei din moș strămoși, încurajați de Petrică Daia. Nu scace, bă, nimeni nimic. Rămășițele unui drum de piatră de 7000 de ani descoperite sub apă, lângă țărmul Croației, sigur, prima tentație este să spui că drumurile arată mai bine în Marea Adriatică, construite acum 7000 de ani, decât astea din Teleorman de la noi, de la suprafață din 2023. Codrine, n-ați nimerit-o nici aici. Tu și cu ăla al tău, cu mustață ăla. Da, că mai bine ați fi spus așa, bă, noi ne pricepem la astea cu infrastructura, că am fost niște tolomați și eu și Liviu și la școală și în copilărie, în general, că de-aia și avem poreclele pe care le avem. Nu ni se spune Einstein. S-a auzit pe lui Dragnea să-i fi spus cineva în copilărie Einstein sau lui Codrin Ștefănescu? Nu. Da? În condițiile astea, sigur că ne uităm la drumurile ăstora ca la Dumnezeu. Sigur că drumurile lor sunt mai interesante decât ale noastre. Niște ruine de acum 7000 de ani se ascund în largul coastei insulei croate Corcuclo. Da? Sau, dacă e să citim cum se scrie, Corcula. Așa? Structură neolitică a conectat cândva insula la un teritoriu antic, artificial se relatează. Sunt niște cercetări acum. Croația măcar a intrat la euro. Deci poate să stea să-și facă alte calcule decât ne facem noi. Am văzut aici o știre, redeschiderea șantierului de restaurare a fortificației dacice de la cetatea Sarmisegetuza, investiție de 2 milioane de euro. E, dacă era o investiție de 200 de milioane de euro, da, merita tratat subiectul, se face un nou traseu de vizitare, fiți atenți, se digitalizează monumentul și se ridică un nou adăpost pentru vizitatori. Adică așa e de mare lehamitea încât au zis ăștia 2 milioane de euro. Păi nici n-am chef să fur, să moară mama dacă vreau să fur banii ăștia. Și atunci au zis, nu vrea să-i fure nimeni, bă. N-a ridicat niciun, nu-mi interesa. Și a zis, da, ți-i drag, hai să-i aruncăm undeva. Și atunci a venit unul, Sarmisegetuza Regia. Digitalizare. Adică o să fie pe net niște... Bine, bă, băgați, domnul. Nici nu-i interesa, bă. Noi n-avem, bă, vă reamintesc, da? N-avem drumuri, n-avem căi ferate, n-avem spitale. Băgăm 2 milioane în digitalizarea Sarmisegetuza. Tichie de mărgăritar. Încă o dată niște bani care nu foloseau la nimic.
ăsta, de exemplu, Negoiță, ar fi adus niște curmalie de bani ăștia și ar fi plantat undeva în centrul orașului ca să îl dispere pe ăsta. N-are cu copacii compozitorul Nicușor. Nu-i plac. Nu-i plac copacii. El e tot în spiritul ăsta. Din punctul ăsta de vedere, merită că s-a făcut edil. Când ajungi șeful unui oraș ca București, tu trebuie să nu-ți placă nimic. Așa era și Madame Firea. Era ca turnată. De o răutate inacceptabilă. Bă, avea toate calitățile. Detesta mediul, îi detesta pe oameni, detesta legile, detesta munca, detesta corectitudinea. Bă, era absolut primarul, fusese la antene, avea toate necalitățile absolute pentru o asemenea funcție. Bă, și Nicușor are foarte multe din aceste necalități. De exemplu, da, vede roșu în fața ochilor când de fapt ar trebui să vadă verde. Bă, asta este o necalitate esențială. Da? Doamne, ați văzut vreun primar să spună, bă, tată, dragostea mea este parcul. Mie toată viața mi-a plăcut să stau pe o bancă, să mă uit așa printre copaci cum ciripesc păsărele. Atunci du-te dracului acasă, nu te fă primar. Primarul trebuie să taie tot, da, să construiască peste tot, cum se face și la noi. Să nu mai fie niciun spațiu verde, să fie bloc lângă bloc. Ok, și care e finalitatea? Să-l vezi pe ăla cum râgâie în blocul care e la 20 de centimetri de tine. Să-l auzi pe ăla cum trage apa la WC-ul, cum scuipă în WC-ul când se duce. Pentru asta construim blocul la 20 de... Din potrivă, bă, ar trebui să nu construim nimic. Să se spună, bă, tată, Bucureștiul, îl închidem circulației autovehiculelor și îl închidem oamenilor. Să fie năpădit ca Madeira când au ajuns portughezii prima dată, tovarășe Dan, că îți prinde bine un pic de cultură, de o dracului de matematică. Când au ajuns portughezii pe la 1500 și ceva în Madeira prima dată, era numai lemn acolo. Deci o vegetație luxuriantă cum nu era nici în Amazonia. Dar chiar nu era nici în Amazonia. De asta i-au dat denumirea de Madeira. Pentru că asta înseamnă limba portugheză lemn. Adică nu era decât pădure, absolut. Crescuse. Ce au făcut portughezii? Au tăiat absolut tot. Deci astăzi nu mai există decât așa niște copăcei izolați, vegetația, sigur că e la nivelul de plante și de... Dar pădurile și alea au dispărut cu totul. Asta știe să facă omul. Unde să duce? Au făcut tuneluri, au făcut autostrăzi, au făcut... Dar numai pădure nu mai este. Da? Ăsta este și scopul. Și atunci ce să mai faci? Care e de fapt rezultatul până la urmă? Egal cu zero. Da? Deci ce s-ar mi segetuza? Și cu trageți, mă, niște blocuri pe acolo și cu asta ați liniștit-o. E mult mai ușor decât să vă bateți capul pe... Ok, hai să vedem că mai aveam niște exclusivități dintre astea. Asta e genială, bă. O exclusivitate, sigur, nu a noastră, a celor de la G4 Media, dar e bună de comentat. Subordonați din teritoriu, atenție că asta e de Ionuț Cristache, subordonați din teritoriu delapidau bani din casierie pentru a omitui pe șefa de la resurse umane din Ministerul Agriculturii, Agriculturii să scrie cu câți de ei. Și cu ce fel de A la început? A mic sau A mare? Cu câți de hași, dragă? Ar fi întrebat ăla. E bine, cu carcase de porc, era mita, carne de miel, mieluț, vițel, pălincă. La schimb, primeau subiectele pentru concursuri aranjate. Extraordinar. Deci ăștia sunt, bă, Petrică de-aia închide telefonul când aude de rudele lui angajate tot de el. Închide telefonul, că n-are replică la asta. Dar de ce să fii deranjat de un fapt? Domnul Petrică, dacă tot ați fi deranjat, păi întâi de onoare. Nu v-ați lovit așa prin casă când vă plimbați cu centura aia în mână sau cu cureaua aia, nu știați pe cine să mai biciuiți imaginar. Nu v-ați lovit la un moment dat, bum, așa, de câte o onoare dintre asta invizibilă. Da? Să fi avut astfel de idei la început. Ce credeai? Că nu o să sune telefonul ăla niciodată? Sau ce credeai? Că pe lumea ailaltă o să-i păcălești și pe aia Nea Petrică cum i-ai păcălit aici? Adică dacă ăla nu te întreba, haideți domnul Daia, că acum nu v-am pus întrebarea de ce v-ați angajat rudele, minister. Pac, ai închis telefonul. Dar tu ce vroiai să spună? Domnul Daia, sunteți un ministru al agriculturii cum această țară n-a mai cunoscut. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul Daia, că dacă nu erați dumneavoastră,
degeaba i-am avut pe Eminescu și pe Brâncuș. Noroc că v-am avut pe dumneavoastră. Asta voia să auziți la televizor, după ce ați făcut un fals. Da? Păi veniți să ne controlați pe noi, nu? Domnul Daia, să vedeți, ne-am angajat rudele în televiziune, de exemplu. Sau în alt domeniu, sau... Ce e asta? Uite ce se întâmpla în Ministerul Agriculturii. Șefa de la resurse umane, nu femeia de serviciu de la resurse umane. Șefa! Carcase de porc. Hai să mai vedem un pic imaginea, că poate recunoaștem niște porci. Nu de alta, dar sunt mulți printre noi. Mărim un pic, că poate, poate totuși... Ah, poate unii s-o recunoaște în carcasele astea. Că porcul la noi e peste tot. Carcase de porc, carne de nieluț, vițel și pălincă. Că merge pălinca la un moment dat, că nu poți să bei apă. Da? Când le ai pe toate astea date prin șpagă, românul în general nu se mulțumește cu apă. Apă de la robinet. Da? Știți cum e bancul ăla cu Iisus, Buddha, da? Și cu papa. Și cu, da, intră toți într-un, nu pot să-l spun la televizor, dar era ca idee, da? Fiecare cu Allah, cu Buddha, cu Iisus, cu papa, într-un banc de ăsta de genul lui Bulă. Și bine, Iisus e ăla care cere apă de la robinet. Da? Allah, de exemplu, ceruse bere fără alcool. Mă rog, cam așa e știința. Deci când ai ajuns să dai și până, o să bei apă de la robinet, mă, sau de la closetul ăluia care își număra verzișorii. Mai era unul așa, care trăgea apa, ci că trăsese apa la WC-ul de 500 și ceva de ori pe zi, că nu terminase cu număratul gologanilor. Și să nu se audă foșnetul lor. În fine. Bine, fraților, am început săptămâna în confuzie, așa cum meritam, și așa cum e și firesc să fie. Sperăm că această confuzie ne va însuți mai mult decât ne așteptăm noi și mai mult decât ne-am dorit. Da? Că s-a terminat cu confortul, cu cârnații și cu prăjiturile. Aici înainte să ne învățăm și cu răul, că prea bine ne-a fost. Hai, ne revedem mâine, rămâneți cu bine!